Gripa aviară a fost depistată la cadavrele mai multor păsări domestice din localitatea Heleșteni, raionul Nispăreni, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit ANSA, gripa aviară se poate transmite și la om. Iată de ce agenția a emis o serie de recomandări, atât pentru fermieri, cât și pentru întreaga populație. Astfel, potrivit specialiștilor, păsările trebuie ținute în interiorul curților, să nu fie lăsate libere în afara acestora și trebuie să le fie interzis accesul la lacuri. Totodată, hrănirea păsărilor se va face în spații închise, unde nu au acces păsările sălbatice, iar hrana folosită trebuie depozitată în locuri sigure, mai spun reprezentanții ANSA. Potrivit specialiștilor, gripa aviară se poate transmite și la om. Pentru a preveni infectarea cu această bolă, cetățenii sunt îndemnați să respecte normele de igienă și să cumpere carne de păsări și ouă doar în unitățile comerciale autorizate. ANSA menționează că proprietarii ale căror păsări sunt afectate de gripa aviară vor fi despăgubiți.